Proiectul pe care noi îl implementăm acum are 6 conferințe de informare a populației. Are în componenta sa de informare conceperea unor flyere pe care noi să le înaintăm populației comunei, atragerea categoriilor de populație din toate domeniile, din toate colțurile comunei și mai mult decât atât. Pornim de la vârsta fragedă, de la copiii, de la grădinițe, școală, liceu, mai departe și chiar pe instituții și societăți economice de la nivelul comunei, pentru că în cadrul acestora lucrează tot locuitorii comunei și atunci fiecare prin vriu gai transmit acasă familiilor. Dar cel mai mult, din păcate, trebuie să recunoaștem, acolo unde încercăm să educăm, să învățăm populația și vedem că nu vor, sunt persoane care nu vor, nu există altă măsură decât aplicarea amenzilor. De ce să cheltui banii pe amendă și să nu fiu conștiincios și să pot să respect și aceste reguli de păstrare a curățeniei atât în curtea mea, în fața proprietății mele, dar pe tot teritoriul comunei și mai ales pe terenurile extravilane, unde parcă unii dintre locuitori, în mod intenționat, tendențios, se duc și le aruncă și le depozitează acolo unde, dacă au văzut, să spunem, o roabă de frunze aruncate, automat până în seară crește ca o grămadă mare, considerând că acolo este un loc de depozitare a gunoiului. Emitem amenzi și noi la rândul nostru cu teamă, pentru că nu întotdeauna reușim să încasem acele amenzi. Neîncasarea lor ne trage în jos ca și procent de încasare a tuturor taxelor și impozitelor locale. Debitele constituie de asemenea un indicator de recuperat. Și de ce să rămânem cu amenzi neplătite, spunem noi? Mai bine ne ducem, avertismente. Da, abia atunci când omul a avut de plătit 200 de lei, 500 de lei sau cel mai drastic i-a fost reținut mijlocul de transport, atunci a renunțat să mai meargă în a arunca gunoiul acolo. Sau avem la cumpăna clienți care sunt proprietari a mijloacelor de transport și trec pe la casele oamenilor să-i întrebe, nu ai de aruncat deșeuri și nu vrea să ți le ridice societatea de la stăsculizare și să ți le luăm noi? Pe aceea trebuie, sunt clienți în ghilimele spus, ai amenzilor de la nivelul comunei Cumpăna. Și poliția locală are sarcină în a urmări pe aceștia. Așa cum, spuneam, este o sarcină de a urmări pe cei care vin și roscolesc tomberoanele, caută deșeurile reciclabile înainte ca societatea să vină să ajungă să le ridice din dreptul proprietății. Cât de mult vă ajută aceste mașini noi și cu cât vă veți extinde, eu știu, capacitatea odată ce le veți primi? Păi, ne ajută foarte mult pentru că, așa cum am amintit și în cadrul ședinței de mai devreme, deci numărul populației a crescut din 2010, când au fost achiziționate primele mașini, a crescut numărul populației cu câteva mii de locuitori. Asta ce înseamnă? Generare de mai mare cantitate de deșeuri. Și atunci era clar că era nevoie de mașinile astea ca să ne vină în ajutor, în sprijin. Plus că cele vechi s-au uzat la momentul de față, nu mai sunt cum erau noi. Necesită unele reparații, tot am mai reparat din ele. Și acum, având în vedere că ne vin și mașinile astea, din start se va eficientiza colectarea într-un timp mult mai scurt și, zic eu, și mai eficient, mai bun. Este greu să găsiți oameni care să lucreze pe aceste utilaje noi sau să, eu știu, să facă tot ceea ce aveți nevoie? Aveți oameni destui? Oameni la momentul de față sunt, ca să zic așa, dar având în vedere că ne vin mașini noi, din start vom avea nevoie de oameni noi care să vină să-i angajăm și să poată lucra. Ce le oferiți celor care vin? Haideți să vorbim puțin despre beneficii, poate îi tentează pe oameni să vină să lucreze. Am căutat pe cât posibil să mărim salariile, să le ducem de la 2300 pentru un necalificat, să le ducem la 3000, mă refer la încărcătorii de la mașinile, la autogunoiere, care efectiv duc tomberoanele acelea și ca să poată fi golite, să se poată compacta. Să ajungem la 3000 de lei, 3000 de roni, plus bonurile de masă, dar și ore suplimentare. Deci cam asta ar fi beneficiile care le poate avea un nou angajat.